spatele lui. Hai, hai, hai! Mortal Kombat. Microfono in gura direi. Esiste il passo l'osso? Da, a fost un antrenament foarte bun, mai ales și vremea ne-a permis să jucăm, nu ne-a pus probleme cu zăpadă, cu vânt, chiar a fost bine, un antrenament foarte bun. Cum e în haită? E foarte bine, surprinzător, dar mult mai bine decât mă așteptam. De ce surprinzător? Știam că Petrolul e o echipă cu tradiție, cu suporteri foarte mulți, numai că nu mă așteptam să fie chiar atât de înfocați. Uite, și la amical cu Fumigene. Da, cred că pe la câte echipe am fost, e primul amical în care am avut așa galerie cu fumigene, cu steaguri. Cu... Cum reușesc să ajut Petrolul să ajungă în liga întâi? Eu sper să mă ajute Petrolul pe mine în primul rând, să pot să-mi relansez și o cariera, să mă pun pe picioare și apoi da, voi da totul să ajut și eu Petrolul să ajungă în liga întâi acolo unde e locul. Băi, Jean, jocul prin portar, când greșești pasul în zona lui Alex, era atacant în diagonală, nu jocul lateral aici, hai! Auzi, răscoarele noastre sunt mai murdare de sintetic ăsta, e cula mea, nu știu să fac sintetic, știi? Haide, mă! Bravo, mă! Chiar dacă înaintea meciului nu eram incert, cum să spun așa, că am niște probleme la tendon, dar am hotărât cu domnul antrenor să, dacă merge pe final de meci, să intru un pic și să joc. Mă bucur că am intrat bine, am dat gol și a câștigat echipa. Chiar și în amicale noi ne jucăm ca și cum ar fi meci oficial și ne dorim să câștigăm toate meciurile.
Antrenamentele de iarnă, iată că au revenit. Da, eram obișnuit cu Antalya, cu perioada asta cu căldura, dar ne prinde bine și cantonamentul ăsta, pentru că, după cum știm, cantonamentul de iarnă te ține tot anul pregătire. Se vede cu ochiul liber că nu sunt proaspeți, se vede cu ochiul liber că sunt obosiți și a trebuit să-i biciui de la margine. Este în regulă că au câștigat, mai puțin în regulă faptul că a doua repriză, chiar dacă am schimbat, cu excepția doi jucători, și mă refer la Nin Popescu și Ichim, am schimbat absolut toată echipa. M-a deranjat faptul că echipa adversă și-a creat 3-4 ocazii clare de gol, dar sper să înțeleagă și să fie mai atenți data viitoare. Este adevărat că în a doua repriză, 3 sferturi din componenții echipei sunt under, unii chiar under 17, unii chiar under 15, dar sunt copii cărora trebuie să le dăm șansa să joace și ne asumăm aceste riscuri.